Scandal la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii PAS au protestat împotriva mai multor proiecte de decizie incluse pe ordinea de zi, care presupun construcția unor complexe locative cu blocuri multietajate. De cealaltă parte, consilierul Partidului Șor, Valerii Climenco, le-a spus celor de la PAS că ei sunt cei care trebuie să țină situația sub control, deoarece fac parte din partidul de guvernare. Ulterior au protestat și consilierii PSRM, numai că împotriva scumpirilor din ultima perioadă. Protestul celor de la PAS a început odată cu ședința, cu pancarte în mâini pe care scria stop construcția furnicarelor în Chișinău și mafia imobiliară și Onceban vrea să paralizeze 5 sectoare în Chișinău. Aceștia au solicitat consilierilor municipali să excludă de pe ordinea de zi 5 proiecte de decizie care presupun construcția unor complexe locative imense și blocuri multietajate în zone fără infrastructură socială. Acum 2 ani în urmă, în campanie electorală, Ion Ceban și PSRM striga la toți că va face ordine în oraș, că va da jos construcțiile ilegale și Chișinăul va arăta altfel. Înțelegem că Ion Ceban împreună cu PSRM nu a făcut altceva decât a instaurat din nou și a revenit în capul mafiei imobiliare. Cu un comentariu la acest subiect a venit și consilierul municipal al Partidului Șor, Valerii Climenco. Voi, cei din PAS, sunteți astăzi la putere și tot ce se întâmplă în industria construcțiilor din Chișinău, de încălcările care se fac în construcții, sunteți voi vinovați, pentru că puterea este în mâinile voastre, dar voi nu puteți face nimic, nu puteți face ordine în țară. Cei din PAS nu au comentat acuzațiile lui Climenco. Ulterior, în cadrul ședinței, au protestat cu pancarte în mâini consilieri socialiști. Aceștia au scandat lozinci precum PAS, scumpire la gaz, PAS, sinonim al sărăciei. În campanie electorală, PAS a uitat să menționeze cine a să trăiască bine și cine pe zi și trește tot mai rău și mai rău a să trăiască. Cu ce a greșit acest popor că în fiecare zi cresc prețurile și crește și sărăcia? Băi, fraților, haideți dracului să ne trezim odată, pentru că ne păcălesc de 30 de ani. De 30 de ani au tot venit și au schimbat pălăriile și le-au pus culoare de care vreți. De care vreți? Unii care au avut culoarea verde o viață întreagă, iată că s-au făcut în galben. Constatăm faptul că astăzi suntem martorii la o agendă controversată a Consiliului Municipal Chișinău. Am încercat să obținem un comentariu de la primarul Ion Ceban la acuzațiile aduse de PAS în adresa sa, dar consilierul său pe comunicare ne-a scris într-un mesaj că nu comentăm show-urile politice făcute intenționat, concentrat de cei din PAS. Scopul lor este să sustragă atenția oamenilor de la scumpirile și haosul din ultima perioadă, ce este de făcut de cei de la guvernare.